place să umbli în blugean? Da. Fratele meu, vreau să-ți cumpăr restaurantul. Bă, frate, vreau și o dată, măcar o dată în viața mea, să mănânc eu la tine, bă, gratis. Nu e aici, ia uite unde e, în partea asta la altă. Și atenție, ce beau. Bă! Bă! Îmi vine să exclam Jesus Christ. Bă, dar nu ne mai pupam. În seara asta să-l chemăm alături de noi, în aplauzele publicului de acasă, dar mai ales în aplauzele mămicilor hot, 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 care înțeleg că la show-urile lui vin tot mai în față. Robert Tudor. De ce nu mai merge un? Ați are un buton, ai băgat baterii? Am băgat baterii, are tot, trebuia să... Fii atent, ia asta, mai intră o dată, ia-ți astea. Ce dracu are un? Ia-ți astea și mai intră o dată. Hai, mai intră o dată. Da. Ce intrare spectaculoasă. Hai, Dimichi, mai bagă, doamna Elena, câte minute am? Mai, s-a dus unul, hai, intră, atenție, atenție, repară alea. Repară alea și îmi spui când ești gata, mă strigi tare. 3, 2, 1, gata, ați pregătiți. Stafful magicianului Robert Tudor, bine, doar Andrei. Stafful vă invită în turneul lui, care este pornit deja în curând și la Timișoara, ca ajutorul primăriei, dacă îl suportă aia și îl primesc. El este unicul, inegalabilul, probabil între cei mai buni magicieni pe care i-a văzut Europa, dar și America atunci când merge la Las Vegas o dată pe an. Robert Tudor! Bagă bari, bagă bari! Ce s-a apărat? Bună dimineața tuturor și în fața ecranelor și în spatele ecranelor și în pat și pe pat și peste tot. Bună fată, ce faci? Cum te cheamă? Bună dimineața, Elisha. Mamă, ce tăine, ne-am asortat amândoi în blugi. Adevărat. Îți place să umbli în blugean? Da. Îți place? Bravo! Hai, mă, că n-am pe glume. Ce faci, mă, Dan? Foarte bine. Uite, am venit să te prezint pentru că înțeleg că ești tot mai bine primit în România. Sunt tată, sunt peste tot. El este asistentul meu. Știm. Și de... Noi am venit cu un scop bine definit. Care este acela? Fratele meu, vreau să-ți cumpăr restaurantul. Ai suficienți bani? Nu pentru... e de bani, bă, frate. Vreau și o dată, măcar o dată în viața mea, să mănânc eu la tine, bă, gratis. Atunci am să mă duc zi de zi. Dar nu știu dacă știi, dar proprietarul nu mănâncă pe gratis, că îl costă bani, adică... Băi, ouăle, carne, tot ce... Băi, da, dar nu mai plătesc, bă, fratele meu. Oricum, cu Demi mă înțeleg bine de tot. Da. Și vreau... Ia, imită-mă puțin, te rog eu mult de tot. Michi, lasă muzica mai aici, că mă dor. Nu, te rog nu, eu. Bă, nu ia, imită-mă, mă, puțin. Ia, uite. Ia. Băi! Băi, Dani... Băi, dă-mi niște bani, dă-mi niște bani. Bun, ce reprezinți astăzi? Vreau să vii să mă distrez, da? Eu să te distrez. Dar tu distrez copiii, vreau să faci cu stand-by comedy acolo, vreau să diversificăm... Stand-up comedy, nu stand-up comedy, diversificăm acolo. Ce e asta? Da, să-l sun pe Natanticu, da, bă, să-l sun pe Natanticu, să vină, să vedem dacă vine să facă stand-by comedy. Stand-up. Da, telefonul. Ce e asta? Asta e, tu mă distrez la restaurant, acolo eu când beau și mănânc, da? Să zicem, ia uite-mă. Să zicem că eu mâinile goale, da? Ce beau eu de obicei, Dani? Ia uite, bubere, mâinile goale, da? Ce bei tu de obicei? Ce beau? Vin. Ia uite, mâinile goale, ia uite, mâinile goale, da? Da. Ia uite, stai să iau eșarfă de aici, am o eșarfă, eșarfă goală, da? Mamă, cum a ieșit mâncația aici gura ta. Da. Se duce moneda aici în eșarfă, ce beau eu, Dani, ce beau? Vin. Exact, ia fii atent. Eșarfa se duce aici în mână. Așa. Trag. Da. Dispare, unde să fie? Aici. Nu e aici, ia uite unde e, e în partea asta la altă. Și atenție, ce beau. Dă cu banii, dă cu banii, dă cu banii, dă cu banii, dă cu banii. Să vii, Robert, hai că n-avem timp de dans. Să vii și pe la mese. Ia-ți faci tu sticla asta, pune-mi pahare să avem ce bea și ce... Să vii pe la mese. Că tot e vineri. Mi-ai dat asta, ce fac cu ea? Distrez lumea, dar cum? Distrez lumea, îi pui să... Mergi pe la fiecare, da? Și pui să arunce cu culori, da? Și după trage asta și se colorează.
De oriunde? Trage de sus, de acolo. Și aia e magia. Bravo, bă, te descurci extraordinar. Bravo. Bravo. Deci o să registrăm, o să ne simțim că nu avem stand-by camera din la Dani la restaurant acolo. Care o să fie? Care o să fie restaurantul meu, tu să taci. Așa. Ia, ai ceva după ureche, uite. Opa. Da, i-am venit. Bancnote. Bancnote. Mai... Avem și numele de magie, dacă mă întreb, că am adus pistoarele astea aici. Numărul de magie, ți-a mai făcut cineva numere de magie? Nu, niciodată. Apariție, dispariție? Apare seara și dispare dimineața. Nu sunt departe. Tarara! V-am zis că de unde ești fată tu? De la Chișinău. Cu ce te ocupi? Muzică, modă și... Să mor eu. Da. Și să cânti? Ia-m o octavă, ia-l pe două. Gata, tată, te suficie. Te pice, te pice. Să știe fata. A fost profesoară de pian, să știi. Ce ai făcut? Am fost profesoară de pian. Să-mi lăi cu degete. Cu grijă, cu grijă. Cu degete. La copii. La copii, da. Bravo, să fii sănătoasă, fată. Să vină la tine acasă să facă meditații, dar nu mai e. Deci, nu mai dau meditații. Bă, dacă tu ai luat o carte de aici, asta, 3 de treflă, 2 de romb, juf de... Orice carte ai luat de aici, eu s-ar putea să mai am cartea aia în buzunar, dar dacă te semnezi pe ea, eu nu mai am pus să iau cartea aia, da? Așa. Ia uite, iei orice carte, da? Alege pachetul ăsta, ori pachetul ăsta, ori pachetul ăsta, pe care îl vrei. Ăsta. Ăsta. Dar ce ești așa timurată? Pentru că e prima dată. Da. Prima dată? E prima dată la un truc de magie. Da. E prima oară. Prima oară nu se uită niciodată. Prima dată nu o să o uită niciodată. Semnează-te pe cartea aia. Cu semnătura ei sau? Cu semnătura ei, da. Deci are semnătura de star, că ea muncește în domeniu. Ce a făcut? Deci fă și tu să punem și noi să bem aici, că le vreau pe amândouă restaurantele și pe la de Lyde în parc. Cafeneaua. Cafeneaua, da. Ai bani? Ai. Nu contează, Dani, mă împrumut la bancă până la urmă. Pune ai semnat? Stop. Pune stop când vrei. Stop. Aici. Dai, pune peste. E acolo, toate cărțile se duc peste. Da. Ce rugăminte am? Toate cărțile astea, după ce se amestecă ele, ține pistolul ăsta, deschide pistolul, deschide ăla sus. Toate se bagă în interior. De ce? Pentru că o să tragem cu pistolul, tati. Da, merge? Da, merge. Rămâne așa. Iar pe asta, ține-și tu pe asta. Da, asta vreau să zic. Asta. Și îl pui pe asta în interior, acolo. Alea deja au. Unde e bă, la altul, bă? Pistolul, adun, lasă banii, bagă cărțile astea, da? Vă să trageți cu cărțile, pentru că iată. Ia s-a semnat pe o singură carte. Ce faci acolo? Ia-o ăsta de selfie. Selfie stick-ul. Selfie, dă-ți voie să vi-l arăt. Se mai poartă. Și pe o parte la arăt și pe cealaltă parte. Uite. Și noi o să prindem cartea. Cum? O să-ți țin la distanță, da? Uite, Irișa, unele merg în vacanță cu un băiat care doar selfie stick, n-apare nicio frate, poză. Nu, lasă aia sticla aia de vin, dracu. Mai fost și ai mai servit și pe ăla. Ai stricat, ia uite ce i-a făcut, mâncați aici. Uite ce i-a făcut, Vito. Mergi de aici, mergi de aici. Scuze, Robert, așteaptă clienții. Haide, te rog. Deci, voi, cartea semnată e undeva pe acolo, păi da? Unde? La mine sau la ea? Unde am pus cărțile alea? Ține-mă. Și trageți, vreau să filmez puberul, da? Voi trageți aici în selfie stick să se vadă. Veniți mai aproape, trageți cu pistoale, iar eu trebuie să prind cartea în poză, da? Da. Toate pistoale, țineți-le de sus în jos, de așa ca jos. Să... Ia, ține-mă, așa, ca să se aducă cărțile. Ia, pasă. Așa. Dar n-am nimic eu, eu păi dau pune așa. Pune cărțile, tată, pune cărțile, tată. Doamne, Elena, câte minute avem? Două. Mă confundă, o confundă pe soția mea cu dumneavoastră lumea. Că cine? Zică pe doamna Elena cum e. În fine, ai. Haide. 3, 2, aici, în ăsta, da. 3, 2, 1 și dați, dați, dați. Da, da, uitați-vă, tată! Ia uitați-vă, tată! Bă, dar cum ai făcut? Uitați-vă, tată, la distanță, tată, am arătat și pe o parte și pe cealaltă parte, la distanță. Zi, fetița mea, e cartea ta? Nu e fetița ta, fii atent. Uite-te! Iată-le, ia! Iată-le, ia, Japonia! Ia, ia! Mamă, ce nebune ești! Face pescărușul bun. Următorul număr de magie este... Ce voiam, mă, că mai voiam să zic eu ceva, că am turneu. Duminică sunt la Buzău, dar ce crezi? Sold out. S-a vândut? Tot. Hai, dă capul meu. Ce mai dă capul meu? Cred că faci la bani de schimb așa. Nu e, mă, că băi, băiatule, fac cu cei de la Sublime. Și oameni buni la Timișoara, să știți că se ține pe 22 octombrie. Da. Că a vrut acolo un magician, știi ce s-a întâmplat? M-a sunat, că ai tot zis. M-a sunat un magician ca să anulez spectacolul de pe 22. Se amenință ca zi în baterie. Lasă, nu mai zici. Haideți să vă arăt, da? Deci cum să faci băutură la tine la restaurant? O să facem, iată, cu... Nu, când vei lua tu restaurantul. Când o să-l iau eu restaurantul. Da. Nu mai aruncam obiecte. Așa. Iată, să pune lapte în... Într-un păhăruț. În păhăruț. E lapte? A se vedea.
E lapte, normal. Ați vedea. E lapte acolo, da? Da. Așa, stai acolo. Așa. Și iată, noi o să punem lapte în aceste păhărele. De la mic la mare. Da. Ați vedea. Să punem laptele aici. Păi cum ai făcut dintr-un pahar mic atâta lapte? Ce să fac? Și de aici să punem continuare. Wow. Așa vrei să faci tu Horeca? Tata, ia uite. Stai să le arăt la oameni acolo că paharul e plin, ia uitați. E plin paharul, da? E plin paharul. Nu e scobit ca ăla de semințe. Nu e, nu e. Și aici, ia uite, nu mergem în continuare. Nu e scobit un pahar atât de mic, atâta lapte, da, băi. Tata. Aș vrea să spun... Uite, tata, cum cum aș vrea... Wow. Aici vrea... mergem la fiecare. Aș vrea să... Aș vrea să... Le umplăm pe toate într-un singur pahar. Senzațional. Îmi vine să exclam Jesus Christ. Bă, dar nu ne mai pupa, mă! O să fie senzațional. Mai am doamna Elena! Ultimul număr de magie, Robert, este... Mai am, mă, vreunul? Păi am făcut cu vinul, am făcut cu cărțile, am făcut o dani pe aia. Și cu laptele. Cam asta a fost. Restul la Buzău, duminică, sold out! Mai multe bilete găsiți... Ajungem și pe la care, ajungem, lasă biletele că... sunt pe Sublime, mai trebuia să zic ceva? Am păstrat eu o amintire de la tine, ia. Da, ce drăguț. Amintire de la tine. Bun, mulțumim, Robert Tudor, a fost o plăcere. Să-ți faci aparatele, să meargă. Da, să meargă, că s-a aruncat și cu banii restaurant. Asta s-o să vă mai aveam. Nu mai timp. Mai aveam. Doamna Elena, să vă zic un banc mișto apropo de restaurant. Nu, nu, nu. Sigur, e un banc prost. E mișto. Deci atunci vin să zic bancul, fată. Spune ei. Deci, ideea e în felul următor. Să duc doi ciobani la restaurant. Și zice, domnul, vreau și eu niște fructe de mare. Zice ciobanul. Și zice, dar ce înseamnă, domnule, fructe de mare? Păi zice asta, cu caracatiță, cu creveți, cu... Scoici. Cu scoici, cu ala, așa. A, fructe de mare? Înseamnă că vulpea, lupul și cursul sunt fructe de pădure? Buza! Exact. Ți-am zis, ai râs. Păi a râs Michi, care... Na. Bun, gata. În curând și la Mogoșoaia! Ia bilete! Dragilor, auzi că a râs de amabilitate. Cuza, scoate-ne din ce am intrat. Ne vedem. O să ieșim din...